Capul de Rățoi, o piesă scrisă de George Ciprian în 1938, jucată pentru prima dată în 1940 și montată în 1992 de regizorul Constantin Dicu la TVR. Aveam 25 de ani, jucam rolul Efimița alături de o distribuție extraordinară. Nu mi-aș fi închipuit atunci că această piesă, un exemplu timpuriu al teatrului absurdului, va fi atât de actuală după 28 de ani. Dacă vă e dor de teatru, dacă vreți să vă convingeți, atunci acceptați invitația Teatrului Național de Televiziune și a Casei de Producție TVR, așezați-vă comod în fața televizorului și urmăriți-ne joi, 7 mai, ora 20, pe TVR3. Dacă cumva ați ratat sau, eu zic, dacă cumva v-a plăcut atât de mult încât vă doriți să revedeți această piesă, atunci o puteți face vineri, 8 mai. Rămânem împreună!